Ne-am întors în perimetrul străzii Lipscani și acum o să mergem spre jumătatea sudică a centrului vechi și intrăm pe o străduță cu un nume mai inedit din centrul vechi, respectiv strada Stavropoulos. Stavropoulos face trimitere la un loc, se găsește în zona de nord a Greciei, de astăzi către Albanie. Stavropolea înseamnă, în traducere liberă, orașul crucii. Stavros în greacă înseamnă cruce. Deci e o denumire din asta în perimetrul centrului vechi. Vine de la o personalitate, un arhimandrit pe numele lui Ioanichie, care era, provenea din orașul acesta de Stavropoulos și care vine la București în prima jumătate a secolului al XVIII-lea și, fiind lipsit de bani, cere danii de la boierii vremii și ridică în perimetrul străzii acesteia un han și schitul care se păstrează până astăzi, mica bisericuță pe care o vedem deja în partea stângă, numai înainte de a trece pe lângă Banca de Credit Român. Deci suntem iarăși în epicentrul financiar al capitalei. O vedem că este la rândul ei monument istoric, este opera arhitectului Geme Cantacuzino. Și totodată a fost înainte principalele instituții financiare până în perioada interbelică inclusiv. Mai revenind la istoria lui Ioanichie de Stavropolea, el ilustrează situația întâlnită în perioada fanariotă. Domnii fanarioți dobândeau tronul de niște sume fabuloase de bani și nu știau niciodată cât de mult or să rămână pe tronul respectivelor principate. Drept urmare, ctitoriile de biserici nu prea reprezentau unul din obiectivele lor principale în ceea ce privește politica edilitară. Drept urmare, inițiativa ridicării unor lăcașuri de cult trece foarte mult în perioada fanariotă în seama boierilor, a negustorilor și a meseriașilor din cadrul breslelor sau, în cazul ăsta, direct în seama clericilor. Obținând danii, reușește să ridice han în prejurul mănăstirii. Hanul este dispărut, noi am fi stat în curtea lui dacă am fi fost aici acum 200 și mai bine de ani. Și reușește să edifice biserica asta, care este o expresie târzie a artei din perioada brâncovenească. Încă mai se manifestă influențe din perioada lui Brâncoveanu. O particularitate a bisericii este că în București prezintă până astăzi cea mai veche pictură murală încă păstrată. Deci noi ne uităm la o pictură care ar fi fost identică cu aia văzută de un trecător acum 300 de ani. Faptul că biserica ni se păstrează până astăzi în formă originală se datorează în mare parte intervenției salutare a arhitectului Ion Mincu de la începutul secolului 20. O perioadă, Stavropoulos, după ce i s-a demolat hanul împrejmuitor, n-a mai fost mănăstire, a fost biserică de mir. Aici a slujit, între altele, protopopul preoților militari din primul război mondial, părintele Constantin Nazarie, cel despre care se vehiculează acum un curent să-l devină sfânt în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Și în perioada aia exista încă moda, pe care din păcate Le Comte de Nuit a ilustrat-o destul de pregnant la Curtea de Argeș, de a schimba masiv aspectul bisericii în momentul, sau mă rog, aspectul monumentului istoric, dar mai vorbim majoritar de biserici, în momentul în care te hotărăi să faci restaurarea. Mincu este cel care înțelege, printre primii în România, că restaurarea înseamnă să faci o readucere pe cât posibil la aspectul original, deci să te folosești de fel de fel de documente istorice, fie imagistice, fie scriptice, care îți descriu aspectul inițial al locului respectiv și să încerci cât de mult poți să-l aduci la aspectul acesta, și în felul acesta conservă în mare parte aspectul clădirii și realizează ceea ce se filmează în partea dreaptă acum, ansamblu cumva al stăreției de la Stavropoulos, în incinta căruia cred că putem să intrăm, că este spațiu public și se poate vizita, unde este adăpostit unul dintre lapidariile din București. Am mai vorbit cu tine ce înseamnă lapidariu? Lapidariu este un ansamblu, să zicem, muzeal, în care se conservă rămășițele vechilor monumente de for public care au dispărut între timp, în urma demorărilor sau a cataclismelor naturale. Putem să vedem decorația pridvorului. Noi aici ne aflăm în zona pridvor. Este un termen destul de simplu de explicat. Dvor, dveri, în limba slavă, înseamnă ușă. Pridvor, înaintea ușilor, propriu zis. Sistemul ăsta de colonadă, vedem că este o inspirație corintică și tot cu desîntâlnita frunză de acant, care străbate întreaga coloană,
Ăsta este expresia unei influențe brâncovenești târzii. Vreau să văd dacă se mai găsește mențiunea istorică în partea dreaptă. Exista un istoric al Bucureștiului care descria, da, se vede, deși săraca e destul de afectată, este viteazul Samson, face trimitere la judecătorul Samson din Biblie, în luptă cu leu. Din păcate nu-i se mai poate distinge chipul foarte bine, dar Samson este acela care, potrivit tradiției biblice, a fost fermecat de Dalila. Avem până astăzi melodia Why, 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 Delilah. Așa. Puterea lui, aflându-se în păr, este fermecat de această filistină care reușește să-l adoarme și, aflat pe brațele ei, îi se taie părul și este capturat, fiind odată și orbit de către filistini, și este pus în templul lui Dagon, unul dintre zeii filisteni, jumătate pește, una din primele sirene cunoscute în istorie, sireni, de fapt, unde în timp îi crește la loc părul și se roagă la Dumnezeu în timpul unui festival al filistenilor să-i mai dea o dată puterea și reușește să prăbușească templul peste păgâni, fiind legat de coloane, își recapătă vechea putere și dărâmă coloanele respective. Asta este o reprezentare la fel mai originală din arta bisericească, iarăși din scripte, dar nu reușesc să localizez propriu zis în corpul bisericii, dar pe undeva ar fi trebuit să se găsească, se găseau și la vechea mănăstire Cotroceni, dar aia a fost demolată, din păcate, posibil să fie la interior, unde e mai greu să vorbim, din păcate, se găseau ștuleți de porumb în decorația murală. De ce? Porumbul este adus în țara românească în timpul domniei lui Șerban Cantacuzin și este o treabă inedită, pur și simplu. Adică, wow, porumb, ce e ăsta? Și atât de inedită este încât ștuletele propriu-zise este folosit ca formă de decorație. Putem să vedem acolo, în dreapta, o icoană a Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Și în mare parte lapidariul ăsta care e adăpostit în incinta mănăstirii, că e din nou mănăstire după anii 90, de la Stavropolios, adăpostește cruci și pietre tombale. Majoritatea ne atestă vechimea lor, în primul rând prin faptul că sunt cu grafie chirilică, cum putem să vedem aici. Aici vedem deja un alfabet de tranziție. Sunt jumătate caractere latine, jumătate sunt caractere chirilice. Și vedem și de ce, că anul este 1857. Este un anume Milan. Așa. Și se spune când s-a născut și când a murit. Iar reprezentarea aia de jos se referă nu la faptul că era pirat, ci capul de mor cu cele două oase este o veche reprezentare din arta liturgică. Se face trimite la tradiția privitoare la răstignirea lui Hristos. Hristos este răstignit pe Golgota. Golgota înseamnă dealul căpățânii. Pentru că, potrivit tradiției, acolo era mormântat capul lui Adam. Tradiția spune că crucea lui Hristos, în momentul când a fost înfiptă în pământ, a fost înfiptă în capul lui Adam. Este un soi de axis mundi, prin care se răscumpără păcatul în care protopărintele bagă omenirea prin jertfa noului Adam, care este Hristos. Și în felul ăsta putem să vedem ilustrarea propriu-zisă a... Aici vedem vechea inscripție de pe pietrele tombale ortodoxe. Is, Hs, Nica. Ceea ce înseamnă că Iisus Hristos biruiește. Acolo văd că e o grafie ciudată, s-ar putea să fi citit-o greșit. Asta e mai clară. Deci ăsta ar trebui să apară, de fapt, pe pietrele tombale ortodoxe. Noi avem majoritar acum Inri. Iisus Nazarenus Rex Iudeorum. Dar, de fapt, inscripția veridică pentru pietrele tombale, veridică, tradițională, pentru pietrele tombale ortodoxe este asta. Iisus Hristos Nica Nike Nike. În greacă este zeința biruinței, nu este o marcă de tenis la origine. Și Nica e verbul. Adică Iisus Hristos biruiește, Iisus Hristos biruiește moartea. Aici vedem reprezentarea Sfântului Duh, care se manifestă vizibil o singură dată în istoria biblică, respectiv la episodul Epifaniei, arătării Domnului de la Iordan. La bobotează, când Duhul Sfânt în chip de porumbel se pogoară din ceruri și sfințește apele Iordanului. Și aici o avem reprezentat, de fapt, ca un chipul pogorârii Harului Sfântului Duh.
toate pietrele astea tombale sunt de fapt în limba română, dar sunt scrise cu caractere chirilice. Abia în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, hai să nu deranjăm, sunt convins că e în regulă, doar că se odihnește omul. Aici, de exemplu, vedem, asta este în limba greacă. Direct, de urmare, n-o să încerc să mă fac de râs încercând să traduc treaba asta. Vedem că se păstrează și un mic clopot. Se păstrează mai multe pietre rămase, eu intuiesc că aia în limba greacă este una dintre ele, de la Biserica Sfântul Ioan cel Mare, cea care se găsea pe locul actualului Palacec. Că evident a fost foarte comod să fie adusă aici aproape. E, în schimb aici ne putem uita la o piatră tombală care clar amintește de cineva din stirpea Cantacuzinului, că avem vulturul bicefal. Da? Durează destul de mult să facem lectura. Adică aș reuși să descifrez piatra asta, dar mi-ar lua un pic de timp ca să pot să o fac. Dar e clar că vulturul bicefal acolo ne face trimitere. Vedem iară simbolul ortodox cu Iisus Hristos Nica și leii, tot așa simbol imperial, de-a stânga și de-a dreapta. Uite, aici vedem că e scriere românească. Mormânt, lăcaș de vecie, aici mie s-a gătit. Pământul nu înțeleg exact. Ăsta e un ș și are un apostrof. Șam. Nu înțeleg cuvântul ăsta. Aici zac și s-au topit. Scarlat Ruset. Deci este cineva din familia Rusetti. Al meu nume din... Partea proastă, eu sunt familiarizat cu scrierea chirilică, dar asta variază de-a lungul timpului, se schimbă caracterele. Și de multe ori mergem pe intuiție, dar astea sunt cuvinte unde iau pauză la înțelesul lor propriu-zis, dar este clar că avem de-a face cu mormântul cuiva din familia Rossetti, iar pe mormânt zugrăvită vedem Aquila Valachica. Ăsta este vulturul țării românești, vulturul stavrofor, purtător de cruce, cu crucea în cioc. Coroana asta nu era în tema originală, adică nu avea coroană regală. Aici vedem, cel mai probabil, oricât de trist sună, este mormântul unui copil. Da. Matache Negoescu este cel care lasă. Iar asta, cel mai probabil, este o sfântă masă, de altă dată. Asta este punctul central al fiecărei biserici, ceea ce se găsește în altar. Este locul unde se concentrează ceremonia de sfințire unei biserici. Biserica este unsă cu Sfântul Mir și pe afară, dar principala parte a ceremoniei de sfințire se desfășoară pe Sfânta Masă, unde arhiereul locului este cel care târnosește biserica și Sfânta Masă se remarcă prin faptul că se pun părticele de sfinte moaște în piciorul ei. De-aia, potrivit tradiției ortodoxe, este singurul loc din biserică împreună cu potirul, cu cupa în care se pregătește Sfânta Barăceană, dar nu poate să stea diavolul. Adică astea sunt singurele locuri safe din punct de vedere al exorcismelor. Și un fapt valoros, faptul că în mijlocul centrului vechi putem să avem un asemenea loc unde se păstrează părți din vechile monumente care se găseau în București acum 200-300 de ani. Acum, pe partea stângă, cum trecem din nou prin pridvor, pe stânga asta este tochița, pentru că toaca eminamente este din lemn, ceea prin care, prin alternanță cu clopotele, se cheamă la slujbă, iar tochița este confecționată din fier. Nu știu exact care sunt reglementările acum în spațiu public, dat fiindcă suntem în centrul capitalei, dar din câte știu încă au voie să sune toaca și să anunțe începutul unei slujbe. Înainte să o luăm în stânga pe strada Poștei,
nume al străzii care se explică destul de simplu, că suntem în spatele Muzeului de Istorie Naturală și am văzut pătrul cu Calea Victoriei, că aici era de fapt Palatul Poștelor, deci asta explică și numele străzii. Nu putem să sărim peste una dintre clădirile cu aspectul cel mai inedit din punct de vedere arhitectonic, pentru că este într-un stil neogotic pur de data asta. Tocmai pentru că este făcută de un arhitect polonez al cărui nume nu am, din păcate, suficiente consoane în gură ca să-l pot pronunța. Iosef este numele mic, dar nu reușesc să pronunț numele de familie. A fost începând cu anul 1888, deci are o tradiție de 134 de ani, sediu restaurantului Caru cu Bere, unul dintre primele restaurante din București, singurul, din câte știu eu, încă activ sub aceeași firmă. A avut și el niște sincope de funcționare, dar și-a menținut locația și și-a menținut specificul. Unul dintre primele restaurante bucureștene care introduc în consumație meniul de inspirație germană, adică vorbind de bere, vorbind de cârnați și cremvuști sub diferite rețete de preparare, vorbim de salată de ridichi, vorbim de hrean servit alături, o consumație, să spunem, mai occidentală față de ce erau obișnuiți valahii până la jumătatea secolului XIX, noi fiind familiarizați profund cu bucătăria de tip oriental. Adică, în primul rând, că nu prea existau restaurante propriu-zise, masa se servea la hanuri și se servea de regulă în jurul cazanelor, de unde se serva fie ciorbă, cuvânt turcesc, pilaf și chestii din astea. A fost în sine o noutate în momentul când au apărut restaurantele astea de tip european, în care te pui la masă, vine chelnerul și ți-a comanda și poți să-ți alegi într-o listă mult mai variată de preparate, nu doar ce asta s-a gătit, asta mănânci. În felul ăsta, frații ardeleni din familia Mircea, dacă nu mă înșel eu, reușesc să pătrundă foarte bine pe piața bucureșteană, sesizează o cerere a pieței care încă nu era satisfăcută, instruiesc un corp de chelneri care au făcut faimă, deci nu puteam să spunem concurau capșa, că nu erau exact pe acela specific, chit că amândoi aveau restaurante, Casa Capșa avea o afacere mult mai diversificată, dar prin profesionalismul celor care deserveau acest local, puteau liniștiți să stea alături de Capșa. A rămas celebră o legendă, sunt mai multe legate de Caru cu Bere, vis-a-vis de un chelner care este chelmat de un client așa foarte nemulțumit și clientul îi spune: ai o muscă în ciorbă la mine. Asta se uită atent în ciorbă și ce glumiți, este o bucată de mărar, și înghite pur și simplu musca și pune ciorba la loc, ținând la ștaiful localului, că nu puteai să faci așa ceva. Bine, există și variantele mai românești ale: haide, domnule, și câtă ciorbă mănânc o amărâtă de muscă? Sau vă aduc imediat un păianjen. Așa. Exact. Aici este unul dintre locurile unde se reunea și boema literară bucureșteană. Eu l-am folosit la un moment dat ca asociere cu Eminescu. Nu am vreo atestare documentară că Eminescu a fi mâncat aici și, dat fiindcă el e mort în 1889, e un pic la limită, dar este, să spunem, restaurantul încă activ cel mai apropiat de perioada lui Eminescu. În schimb, cu siguranță, și avem și imagini foto pentru lucrul ăsta, aici au servit masa Caragiale, Vlahuță, Cincinat Pavelescu, sunt mai mulți scriitori care se strângeau la un moment dat la o bere, la o porție de mititei sau la un cârnăcior la Caru cu Bere. La un moment dat și celebru epigramist și amator de vinuri, Păstorel Teodoreanu, care în perioada comunistă a fost angajat cercetător sau, mă rog, funcționar la un institut de cercetări viticole, pentru dată fiind competența lui în domeniul respectiv, și care s-a folosit de pasiunea comuniștilor pentru acronime, că toți dădeau fel de nume de instituții, dispărea de la birou pe la prânz și lăsa frumos pe birou bilet, pleca la CCB. Și a mers treaba asta o lună, două, trei, patru, până când la un moment dat direct: bă, unde dracu-i CCB-ul ăsta? Unde tu să tot duci ăsta? Și a aflat Caru cu Bere. Omul era plecat la Caru cu Bere să servească și el o consumație discretă. Ștaiful se pare că se menține până astăzi. Este probabil unul dintre, nu e probabil, este unul dintre cele mai circulate și frecventate restaurante din București și este meritul celor care îl dețin până astăzi, că au menținut în primul rând arhitectura originală a clădirii, atât pe exterior cât și în interior, unde se observă influența de baroc vienez, adică te poți simți ca într-un restaurant din capitala Austriei. Serviciul se pare că este foarte bun. Și avem ocazia să vedem, fără să vreau să fac reclamă, și firma de cafea Julius Mile,
care aduce aminte de băiatul turc cafegiu, micuțul cafegiu turc, capturat de austrieci după asediul Vienei, cel care se pare că i-a învățat pe austrieci, potrivit legendei, cum se infuzează cafeaua. Deci cum poți să faci băutura cafelei, este cel care stă de fapt la originea primei cafenele vieneze, care, așa cum spuneam când vorbeam de Strada Doamnei în turul trecut, este făcută mai târziu decât prima cafenea din București. Deci austrieții au prima cafenea la 1683, noi avem la 1667. La capitolul ăsta ne aflăm înaintea Austriei, că tot acum a urmat un val de popularitate a austriecilor prin România. Și intrăm pe Strada Poștei. Strada Poștei nu prezintă, în afară de Stavropolul și Muzeul Național de Istorie, alte obiective semnificative, prin simplu fapt că este o stradă destul de mică. Este, de fapt, un culoar de acces în cadrul centrului vechi, dar se pare, potrivit lui Gheorghe Cruțescu, care scrie despre Calea Victoriei, dar se referă și la împrejurimi, că aici s-ar fi găsit, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, niște case ale unei boieroaice, o boieroaică cu o viață din asta mai romanțată, care a avut un fiu cu un bărbat cu care n-a rămas împreună, și acest băiat, probabil că am răsfățat de mama, la un moment dat, în 1847, cam în preajma Paștilor, se apucă să se joace cu o cheie, bine, o cheie, vorbind de o cheie din aia, de modă veche, care ar fi fost cam atâta, și cu un spațiu gol în mijloc. Își imagina că are un pușcoci. Dar numai că își imagina că are un pușcoci, pentru că la vremea aia nu existau niște reglementări de siguranță foarte precise, puștul chiar a găsit praf de pușcă, cu care a umplut cheia. Nu se știe până ce circumstanță, dar chestia aia a luat foc la un moment dat. Puștuică s-a speriat și a aruncat cheia în momentul când a bubuit exact pe o perdea din casă, care a luat foc de asemenea. Și de acolo pleacă marele foc al Bucureștiului, cel mai mare incendiu pe care l-a cunoscut capitala în anul 1847, care s-a extins, cum vorbeam, da, până la Gheorghe Nou. Deci deja putem să ne dăm seama, noi ne găsim în latura opusă a centrului vechi și focul s-a dus până acolo. Din fericire a fost oprit la sud de Dâmbovița, evident, și la nord de zidurile hanului de la Șerban Vodă. Dar se pare că de pe aici ar fi plecat acest incendiu. Derulând ceva mai înapoi, respectiv până în secolul XIX, până pe la 1860, aici ne-am fi aflat în incinta unui alt han, hanul lui Constantin. Constantin nu este nimeni altul decât Constantin Brâncoveanu, pentru că Brâncoveanu, cum spuneam, a tras Calea Victoriei peste curțile familiilor boierești, care erau vrăjmașe, și cam aici se găsea centrul curții boierești ai celor mai importanți adversari ai lui Brâncoveanu, cei din familia Bălăceanu, al căror ultim descendent este astăzi domnul Constantin Bălăceanu Stolnici. Din păcate, fără urmași și la fragedă vârsta dumnealui de 99 de ani, nu cred că mai e cazul să vorbim de urmași pe viitor. Din păcate, se va stinge familia. Asta era curtea boierilor bălăceni. De ce a ajuns Constantin Brâncoveanu să-i exproprieze și să facă han peste vechile lor posesiuni? A ajuns să facă lucrul ăsta pentru că boierul Constantin Bălăceanu, fiind un partizan fervent al domnitorului Șerban Cantacuzino și doritor asemenea domnului să încheie o alianță cu austriecii și să izgonească păturși în Europa, la momentul când Șerban Cantacuzino moare otrăvit, rămâne la Viena și vine cu oștile austriece care deja ocupaseră Transilvania, pregătindu-se să treacă în țara românească. Este singura bătălie pe care o duce Brâncoveanu în domnia lui de 25 de ani. În 1691, ajutate contingente turcești și tătare, trece munții în Transilvania și, în apropiere de Râșnov, la Zărnești, dă o bătălie cu oștile austriece pe care reușește să le învingă și să-l ucidă în bătălie pe Constantin Bălăceanu. I-a adus capul și l-a ținut un an de zile în suliță, în fața curții domnești, o să ajungem imediat în locul unde s-a ținut capul lui Constantin Bălăceanu, și confiscă curtea boierească a bălăcinilor. Bălăcinii sunt unul dintre cele mai de seamă neamuri boierești române, sunt atestați de prin secolul XVI, deci au o vechime considerabilă, dacă nu și mai de mult, și erau considerați de neam princiar. Părintele lui Constantin Bălăceanu, Badea Bălăceanu, este cel care poartă supranumele de Ușurelu, pentru că reușește să călărească într-o zi și o noapte între București și Iași, ducând un firman al sultanului prin care erau iertați tocmai niște boieri din neamul cantacuzinilor, din neamul înrudit cu ei, pe care a dorit să-i salveze.
tot ce mai rămâne de pe urma bălăcenilor în momentul de față în ansamblul centrului vechi este biserica pe care o avem în stânga. Ea s-a numit în vechime Biserica lui Badea Bălăceanu, dar majoritatea astăzi o cunoaștem sub denumirea de Biserica Sfântul Dumitru. Și dacă avem oameni care sunt mai familiarizați cu istoria Bucureștiului mai veche, mai e cunoscută și ca Biserica Sfântul Dumitru de Jurământ. Acum ne amintim de Biserica Sfântul Nicolae Tabacu, acolo unde se rosteau blesteme. Aici se făceau jurăminte, în schimb, pentru că suntem aproape de zona, se poate deja întrevedea printre clădirile din spate, clădirea Palatului de Justiție din București, ăsta îl rezervăm pentru un tur următor, însă suntem în zona unde funcționau de regulă tribunalele, menționez lucrul ăsta, până în timpul domniei lui Cuza, tribunalele erau în mare parte tribunale ecleziastice, adică mitropolitul țării judeca cele mai grele cazuri, el era una dintre principalele instanțe de apel, iar cel puțin în ceea ce privește dreptul de familie, divorțuri și alte chestiuni, lucrurile astea au rămas exclusiv apanajul bisericii. Până în timpul domniei Lucoz existau niște tribunale speciale care se numeau dicasterii și care se ocupau cu gestionarea asemenelor lucruri, considerându-se în mod firesc că dacă biserica este aia care oficiază taina cununiei, tot ea este îndrituită să o desfacă sau să judece motivele pentru care s-ar putea face asta. În principiu, potrivit legislației bisericești, nimic în afară de adulterul dovedit nu este motiv pentru divorț. Adică dacă nu s-a constatat palpabil, să zicem, infidelitatea uneia dintre soți. Nu știu ce poate să înseamnă palpabilă infidelitate. Îi prinzi în fapt. Nu, să fie prinși în fapt. Asta înseamnă adulterul dovedit. Adică biserica de multe ori nu prea ține cont de vorbe, că s-a auzit că cu tare. Nu. Și acum, legal vorbind, se merge pe chestia asta. Adulterul trebuie dovedit cu prinderea în flagrant, efectiv. Da. Despre asta e vorba. La capitolul ăsta eu consider că Biserica Ortodoxă a dovedit destulă suplețe. Adică a căutat cumva să înțeleagă bine cum funcționează mecanica unei relații și să țină cont de amănuntele intime. Da, trecând peste aspectul ăsta, de ce îi spunea Biserica Sfântul Dumitru de Jurământ? Deci este ctitoria bălăcenilor, dar aici se încetățenise practica ca mai înainte să te înfățișezi la un proces, la o judecată care se desfășura cel mai probabil pe dealul mitropoliei, acolo unde era sediul mitropolitului, să vii aici, unde ți se punea acoperământul Maicii Domnului. Te acopera preotul cu un veșmânt și te punea să juri înaintea Sfântului Altar că vei spune numai adevărul, fie că erai martor, fie că erai împricinat. Și dacă nu făcea asta, apoi să ți se facă și să usuce și să întoarcă și să cutare. Păstrăm până astăzi în rugăciune la mormântare, la un moment dat se spune că dacă a luat legătură nedezlegată, adică dacă a greșit cu ceva în viața asta, asta este vis-a-vis de treaba cu deshumarea, când scoți cadavrul și îl găsești neputrezit. Credința românească veche se considera că a făcut o greșeală, că are o legătură care n-a fost abolită vis-a-vis de ceea ce a făcut în viață. Bun, acolo se spune, fie că a amărât pe vreun preot, adică ai supărat pe vreun preot și te-a blestemat preotul, ceea ce astăzi sper că nu se mai practică pe nicăieri, dar și legat de faptul că ți-ai fi luat angajamentul să spui adevărul și n-ai făcut lucrul ăsta, și atunci biserica desfășurată este o formă de pedagogie, să-i spunem, în sensul că încerca să-i sperie pe oameni vis-a-vis de legăturile din viața de apoi, să-i îndemne să spună adevărul. Câți ori fi spus adevărul sau ba, nu mă pricep eu să spun. Cert este că în prezent avem o carte foarte bună a doamnei Constanța Vintilă Ghițulescu, este unul dintre principalii cercetători români pe perioada fanariotă, și am un lapsus, acum o să-mi vină numele titlului cărții, dar este o carte întreagă dedicată în mare parte dreptului matrimonial la români în perioada când biserica exercita monopolul, și să spunem că ăsta era principalul loc al exercitării acestui drept. Biserica asta, Sfântul Dumitru de Jurământ, dublează în peisajul bucureștean biserica despre care am vorbit la Ateneu, metocul episcopiei de Râmnic. Asta era metocul episcopiei de Buzău. Deci am vorbit că existau în cadrul administrației ecleziastice medievale românești mitropolia din București și pentru extremitățile țării exista Buzău pentru latura răsăriteană și Râmnicul pentru partea Olteniei, pentru latura apuseană. Episcopul de la Buzău trăgea aici, în centrul vechi, în momentul în care venea în București, deci automat și biserica asta avea niște dependințe jur împrejur.
Din fericire, Episcopia de Buzău, pe lângă faptul că biserica încă e în picioare, spre deosebire de aia de la Ateneu, au avut niște ierarhi care au fost foarte interesați de menținerea evidențelor. Și drept urmare, episcopul Dositei Filiti al Buzăului reușește să păstreze de la începutul secolului XIX actele prin care contractează meșteri ca să restaureze biserica și să-i dea o formă aproximativ apropiată de cea actuală. Deci este unul din primele locuri din București, avem contractele propriu-zise încheiate cu meșteri, cu pietrar, cu lemnar, cu toți, vis-a-vis de restaurarea bisericii. În felul ăsta ne putem face o idee că am pus să făcea o lucrare de restaurare acum aproape 200 de ani, mergând până la amănunte cum ar fi merticu. Merticu era dreptul de hrană datorat meșterului în fiecare zi, pentru că, într-adevăr, se îngrijeau și de aspectul ăsta. Băi, ăsta lucrează bun, eu îl plătesc pentru ce face, dar am grijă să fie omul și sătul cât timp lucrează la mine. Și am ajuns pe strada cu un nume mai ciudat un pic pentru centru vechi, că este Strada Franceză. Acum, care-i treaba cu francezii în București? Strada asta s-a numit în multe feluri. Unul dintre cele mai vechi nume cunoscute este Strada Ișlicarilor. Ișlicul era, nu era pălăria aia folosită cândva ca port drapel al epocii fanariote. Nu era aia cât un cazan pe care se pune. Aia se numea calpac. Ișlicul era o pălărie ceva mai mică, dar oricum era o pălărie de inspirație orientală care era foarte la modă în perioada fanariotă. Drept urmare, cei care o fabricau aveau o breaslă propriu-zisă care se găsea aici. Ulterior s-a numit Strada Franceză pentru că aici s-a găsit la sfârșitul domniilor fanariote primul consulat al Franței. Este consulat făcut după proclamarea Republicii Franceze, Liberté, Égalité, Fraternité, și vine un prim consul al Franței la București. Francofilia românilor este o treabă dovedită, nu știu cât este românofilia francezilor, o treabă dovedită de asemenea. Ulterior se mai numește strada Carol, în cinstea principelui Carol I, și după aceea se revine la, evident, în perioada comunistă, ce surpriză, în perioada comunistă și rămâne așa până în prezent. Deci strada asta poartă denumirea de franceză pentru că aici ar fi funcționat, potrivit istoriei, primul consulat al Franței la București, Franța fiind una dintre primele puteri europene care au legat legături diplomatice, au avut legături diplomatice cu țările române. O mică problemă asta vis-a-vis de istoria noastră sub dominația turcească. Odată ce devii stat vasal al Imperiului Otoman, politica ta externă se rezumă la formula prieten prietenilor și dușman dușmanilor. Adică statele cu care era prieten Imperiul Otoman erau prietenele noastre, statele cu care era în război Imperiul Otoman erau adversarii noștri. Și drept urmare nu prea aveai ce politică externă să porți. În schimb, odată ce apar Imperiul Austriac și Rus în proximitatea noastră, suntem nevoiți, că vrem, că nu vrem, să începem să desfășurăm și noi o politică externă, și una dintre principalele puteri care ne sunt favorabile nu neapărat că ne-au iubit pe noi francezii, nu spun nici da, nici ba. Francezii sunt departe de noi, nu au interese strategice în zona asta, automat sunt mai dispuși să susțină anumite drepturi ale românilor, spre deosebire de puterile învecinate care ar fi avut cumva tendințe expansioniste în regiune, ca să spun așa. Deci de aici se trage denumirea străzii și dacă până acum pe în centru vechi am tot vorbit de bresle, am tot vorbit de evenimente istorice, n-am prea vorbit de personalități în sine. Se pare clădirea asta care se află în renovare aici, în partea mea dreaptă, este casa în care a locuit în secolul XIX până la începutul secolului XX marele savant român Bogdan Petricicu Hajdeu. Bogdan Petricicu Hajdeu, descendent din domnitorul Ștefan Petricicu al Moldovei, deci de neam domnesc, înrudit cu polonezii printr-o anumită filieră, este unul dintre una dintre cele mai luminate minți pe care le-a cunoscut cultura română. Ocupația lui de bază fiind aceea de istoric, dar fiind și preocupat de domeniul etimologiei și după aceea și de domeniul tradițiilor spirituale și spiritiste, din păcate, el este cel care pornește, de exemplu, studiile de etimologie în cultura română, se apucă să scrie un dicționar etimologic, un Magnum Romanie, ajunge abia până la cuvântul bărbat, dar scrie vreo câteva sute de pagini, deci doar pentru litera A, așa, în care explică originea cuvintelor. El este cel care inițiază studiile
pertinente din punct de vedere istoric în domeniul istoriei noastre antice, în domeniul istoriei dacilor, cu studiul Peritau Dacii, care, în care răspunde la o teorie vehiculată în perioada naționalismelor, mai ales de ăștia care aveau stăpânirea asupra teritoriilor românești din Transilvania, o teorie potrivit căreia, la momentul cuceririi romane, dacii au fost eradicați în Transilvania, ceea ce este un nonsens istoric. El arată lucrul ăsta că participau numai bărbații activi la război și nici ei n-au fost uciși toți. Adică chit că admiți că a scăzut ponderea bărbaților în populația geto, dacă oricum nu vorbim de o exterminare. E bine, în cazul lui Bogdan Petriceicu Hajdău vorbim din păcate de o dramă familială, respectiv fiica lui Iulia Hajdău este unul dintre copiii geniali din istoria românilor, un veritabil prodigy, adică a trăit până la 19 ani, timp în care a învățat vreo 10 limbi străine, a excelat în pictură, în muzică, în mai multe arte frumoase, a absolvit Colegiul Sfântul Sava la 13 ani și a fost prima femeie din lume care a fost admisă la Universitatea Sorbona de la Paris. Și din păcate, tuberculoza i-a curmat viața la 19 ani. Acum e ușor de imaginat pentru orice părinte ce ar însemna moartea propriului copil. Însă, în cazul în care e vorbești de două personalități geniale, cum au fost Bogdan Petriceicu și Iulia Hajdău, în cazul lui Bogdan Petriceicu, nebunia, că cinstit vorbind de nebunie, care s-a instalat după moartea Iuliei, a produs înclinația lui spre spiritism. Asta nu era o noutate în epocă. În Anglia victoriană era o chestie la modă să faci ședințe spiritism. Știi care e principala problemă cu spiritismul, nu? Dacă merge, ce te faci? Așa. E bine, el a căutat cu tot din adinsul să reia legătura cu fiica lui după moarte, a construit celebrul castel de la Câmpina, unde se țineau ședințe spiritiste și a făcut și templu, că de fapt e un templu, mormântul Iuliei din cimitirul Belu. Da, e unul dintre cele mai vizitate morminte până în prezent din cimitirul Belu, încercând să țină legătura cu fiica lui dincolo de mormânt. Și tot lui s-a atribuie să pare legenda tăblițelor de la Sinaia, dar am mai spus în altă parte Tărtăria și am greșit. Tăblițele de la Sinaia, pe care dacopații, tot culmea, Bogdan Petriceicu Hajdău începe analiza istorică pertinentă pe istoria dacilor și tot lui, din păcate, îi se atribuie și treaba asta că noi, de fapt, am fost, vezi, Doamne, prima scriere din lume, că s-au găsit niște tăblițe cu o scriere indecifrabilă, așa, și se presupune că, de fapt, scrisul ar fi apărut aici și nu în Sumer, ceea ce, dacă mă întreb pe mine, e o aberație istorică, dar se pare că astea sunt, de fapt, niște falsuri și singurul om suficient de deștept să facă niște falsuri atât de pertinente era Bogdan Petriceicu Hajdău. Acum o mică diferență. Tolkien, care a inventat niște limbi imaginare și o lume întreagă, urmașii lui sunt milionari pentru chestia asta. La noi, din păcate, Bogdan Petriceicu Hajdău a rămas trecut sub tăcere. Adică nici măcar de chestia asta n-am știut să profităm. În istorie să spun, am avut un tip atât de deștept încât a putut să inventeze o scriere falsă. Când ne apropiem de capătul străzii franceze, să nu uităm să spunem și faptul că ea este una dintre protagonistele unei prime gravuri care ne înfățișează aspectul centrului vechi acum vreo 200 de ani. Este o gravură realizată de un artist francez, Dussault, care arată o stradă înțesată de balcoane, moda orientală a balcoanelor. La un moment dat s-a dădus și o legislație care spunea cam la ce înălțime trebuie să fie astea ca să nu stânjenească trăsurile când treceau pe stradă, și totodată de o stradă foarte animată, plină de comercianți, pentru că suntem în epicentrul comerțului bucureștean și clădirea situată în partea asta a străzii, din păcate, are un nume care nu se mai pupă deloc cu aspectul, pentru că el ar trebui să fie Hanul Roșu, dar cineva a avut inspirația să-l zugrăvească în alb. Dar hanul ăsta roșu, numit exact după aspectul clădirii, este unul dintre primele hanuri care rup cu modelul altfel încetățenit de han în perioada medievală, ăla cu aspect de cetate, cum o să vedem imediat la Manuc, și trec spre aspectul de magazin. Asta este forma de tranziție, practic, între hanul clasic Manuc sau hanul Cutei și magazinul Victoria, modelul deja de galerii universale. Aici avem situația de tranzit, când la etaj vedem prin succesiunea mult mai deasă a ferestrelor avem spații de cazare, în timp ce la parter avem spații destinate prăvăliilor, habar n-am care este situația actuală a clădirii, că e în curs de amenajare de niște ani, dar măcar a fost făcută renovarea
cum spuneam, bine ar fi fost să se păstreze specificul clădirii, să-l fi lăsat roșu, dar ne descurcăm și așa. În schimb, vedem pe strada Șelari, care este principala arteră nord-sud a centrului vechi, dacă Lipscani este principala arteră est-vest, una dintre cele mai vechi fațade de casă. Iar, cum spuneam mai la începutul turului, o mare problemă pe care o ai în centrul vechi pentru că n-au fost personalități marcante cele care au deținut imobilă pe aici, au fost niște comercianți, altfel oameni foarte de bine și gospodari în vremea lor, dar nu cu prestanță istorică. Dar putem să vedem, numărăm de la Hanul Roșu 1, 2, 3 și vedem o fațadă tipică de perioadă târzie fanariotă și ulterior de secolul XIX, cea cu balcoanele acoperite de mici ferestre și cu structură de lemn. Asta este probabil una dintre cele mai vechi fațade care se conservă încă în centrul vechi, cel mai probabil datorită unor restaurări, că altfel nu rezistă lemnul 200 de ani fără să-i faci nimic. Era o practică de a uni, pentru că încă nu exista noțiunea de casă-vagon, de casa ale căror încăpere să comunice, ci fiecare încăpere comunica în afară, la un soi de galerie, și în felul ăsta, ca să păstreze un pic și temperatura mai ridicată, se construiseră aceste balcoane, să le spunem, fațade din lemn acoperite cu sticlă, care asigurau, pe de-o parte, transitul și, pe de-o altă parte, un soi de corp unitar pentru locuințele vechiului București. Este singura fațadă de asemenea factură pe care o mai știu eu să se păstreze în centrul vechi propriu. Unde a fugit camera? A ajuns în dreptul fațadei, în regulă. Acum, dacă ne și aude camera, să ne întoarcem, că vreau să mergem întâi spre Curtea Veche. Deci mergem spre epicentrul istoriei bucureștene în momentul de față. Locul unde, prezuntiv, în anul 1459, la 20 septembrie, domnitorul Vlad Țepeș, celebru Draculea, este cel care dă primul hrisov în care se menționează numele orașului București din cetatea domniei mele București. Nu știu ce hotăra el prin hrisovul ăla, dar este prima atestare documentară cunoscută până în prezent a Bucureștiului. Practic pune Bucureștiul pe hartă. Majoritatea istoricilor au conchis că orașul este cu siguranță mai vechi, că vorbim de o cetate încă din vremea lui Mircea cel Bătrân, pentru că este o zonă situată la întretăierea principalelor axe comerciale. Era unul dinspre Marea Neagră către Europa Centrală, vedem treaba cu Lipscani, și altul care venea dinspre Marea Baltică către spațiul Mării Mediterane în cele din urmă și care se întretăiau pe aici. Și drept urmare, cetatea având importanță comercială, era logic să ridici o fortăreață ca să poți să îți aperi aceste interese. Majoritatea așadar înclină spre domnia lui Mircea cel Bătrân ca data edificării cetății, dar Vlad Țepeș este primul care o menționează. Este o perioadă în care aici pe stânga s-ar găsi ruinele vechii curs domnești. Este o perioadă în care capitala țării se găsește la Târgoviște, deși se pare că Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș, cel care urmează la tron după campania sultanului Mahomed al II-lea cuceritorul, este cel care stabilește prima oară, la indicațiile turcilor, capitala la București. De ce cerau turcii să avem capitala la București? E destul de simplu, pentru că ei aveau o raia, o posesiune la Giurgiu. Giurgiu era cetate turcească și a rămas o cetate turcească până la 1829, până la tratatul de la Adrianopole. Și atunci erau mult mai aproape de București decât erau de Târgoviște, puteau foarte ușor să-i controleze pe domnitorii de aici, dar capitala pendulează în continuare între București și Târgoviște până în secolul XVII. Momentul crucial de montare a capitalei la București este domnia lui Grigore I Ghica, la 1660, când turcii îi poruncesc să dărâme zidurile Târgoviștei și să mute definitiv capitala la București. Și după aceea și Brâncoveanu mai rezida la Târgoviște, dar importanța Bucureștiului capătă amploare și devine treptat capitala încetățită a țării românești. Ulterior, prin unirea cu Moldova, devine capitala României și își menține până astăzi rolul ăsta, în principal datorită importanței sale economice. Poziția sa, din punct de vedere economic, este una foarte avantajoasă. Acum, revenind la istoricul Curții Domnești, după mențiunea lui Vlad Țepeș și locuirea de către Radu cel Frumos, în secolul XVI, cea mai importantă prefacere pe care o cunoaște curtea este în timpul domniei unui domnitor cu un nume foarte interesant. L-a chemat Mircea Ciobanu.
Ciobanul e un termen care induce în eroare, pentru că omul n-a fost cioban propriu-zis. Omul a făcut avere din negoțul cu oi la Constantinopol, de aici denumirea de ciobanul. Și negoțul ăsta i-a permis plus căsătoria cu una dintre cele mai aprige femei din istoria românilor, celebra doamnă Chiajna, făcută celebră mai ales de novela lui Alexandru Odobescu. I-a permis să dobândească domnia țării românești și tot el este cel care realizează un edificiu al curții domnești. Împrejurul bisericii pe care tot îl ochitorește este Biserica Sfântul Anton, Curtea Veche, în prezent cea mai veche biserică ce încă se păstrează în perimetrul capitalei. Deci legenda potrivit căreia biserica Bucur-Ciobanu ar fi cea mai veche biserică, exact asta este. O legendă care nu are niciun fel de acoperire documentară. Biserica aceasta la care ne uităm acum este biserica cea mai veche din București, ctitoria lui Mircea Ciobanu, așadar în prima jumătate a secolului XVI. Trec domnia lui Mircea Ciobanu, trec domniile mai puțin semnificative din secolul XVI, sănătate, până la Mihai Viteazu. Mihai Viteazu domnește și aici, dar nu are un impact asupra clădirilor. Următorul domnitor care umblă la aspectul curții domnești este marele nostru constructor din țara românească, Matei Basarab, cel în timpul domniei căruia se manifestă o perioadă de pace și de prosperitate în țara românească și care își permite atunci luxul să realizeze și o amplă operă edilitară. Așa drept caracteristici nu știm exact cum arăta Palatul Domnesc din perioada aia. Știm însă că biserica avea un aspect similar cu cea la care ne putem uita astăzi, că prezintă asemenea bisericii crețulescă sau bisericii Doamnei anumite influențe din arta moldovenească. Este perioada de întrepătrundere de stiluri și vedem iarăși celebrele ochnițe, firii de oarbe din registrul superior și colții de cărămidă care vin la nivelul streșinii. Și această biserică, ca și biserica Crețulescu, este opera unei restaurări foarte bine făcute de către Comisia Monumentelor Istorice în perioada interbelică. De data asta mi se pare că este arhitectul Geme Cantacuzino, George Cantacuzino, care se ocupă de restaurarea bisericii. Și ajungem la perioada de unde avem o primă descriere a curții domnești. Curtea domnească s-ar găsi cel mai probabil în stânga Bisericii Sfântul Anton, așa cum ne uităm noi, deci în direcția opusă altarului bisericii, respectiv o primă descriere din timpul lui Constantin Brâncoveanu, cel care preface și aici aspectul Palatului Domnesc. Constantin Brâncoveanu, deși avea mai multe reședințe atât în București cât și în țară, a ales să rezide la Curtea Domnească și a făcut un palat cu un foarte mare pridvor pentru el și pentru feciorii săi. În timpul lui, să spunem că este perioada apogeului curții domnești, din curții vechi, să spunem așa, curte care se întindea într-o formă de aproximativ de patru later până în sus spre strada Covaci, unii spun chiar spre Gabroveni, așadar două străzi mai în sus, în est până la strada Șelari, deci Hanul Roșu este construit pe teritoriul vechii curți domnești. E, la sud, în schimb, curtea era aproximativ limitată de spațiul pe care îl vedem actualmente la centru vechi, ținând cont că Dâmbovița nu avea cursul încă sistematizat, deci nu curgea în linie dreaptă, avea un curs firesc de râu, adică mai sinuos, așadar putea să aibă anumite meandre în zona respectivă. Dar cam ăsta ar fi perimetrul inițial al curții vechi. Pe lângă palatul propriu-zis, Constantin Brâncoveanu a făcut undeva în sus, spre strada Covaci, un mare foișor din piatră, unde stătea când era vremea frumoasă ca să relaxeze după masă. Dacă vizităm, de exemplu, palatul de la Potlogi, care a fost excelent restaurat, palatul brâncovenesc de la Potlogi, putem să vedem și cuhnia, adică bucătăria lui veche, care era în afara palatului, și unde vedem niște vase imense pentru mâncare, o treabă foarte otomană, așa. Și aflăm, de exemplu, mai ales când ne apropiem de perioada Crăciunului, când era unei mari ospețe de la curtea domnească, că se puteau servi pe vreo 40 de feluri de mâncare la o asemenea masă. Mesenii mâncau până când nu se mai vedeau de farfurii, că nu era obiceiul să se ia farfuriile de la masă după ce se serveau, și erau nevoiți să doarmă pe niște perne aproape în poziție verticală ca să nu se înnece cu vomă
pentru că sunt dopau la propriu. E, cât era vremea frumoasă, se prefera să te hodinești în foișor, în spatele curții domnești, și se pare că fix în ultimul an de domnie, în 1714, reușise să realizeze și împrejmuirea curții domnești cu gard. Deci deja intrăm în perioada în care nu mai are rost cetatea, pentru că artileria deja era suficient de dezvoltată încât să rezolve și cele mai rezistente ziduri cu putință. Există niște forme de fortificații, dar nu le permiteam noi pe aici. Drept urmare, se trece de la castel la palat, ca să spunem așa, și Constantin Brâncoveanu este cel care oferă forma maximală de dezvoltare a curții domnești. Și până la el, curtea mai cunoscuse distrugeri arsă de tătar, de exemplu, în 1659, după domnia lui Mihnea al III-lea, deci iarăși eternul pericol tătărăsc. Tot în timpul lui Brâncoveanu se ridică în curtea domnească și l-avem reprodus, foarte bine că l-avem în incinta bisericii, un turn cu ceasnic, adică un turn cu ceas. O treabă nemaipomenită pentru vremea respectivă și se pare că ora exactă era anunțată de trei clopote care băteau, practic reproducând numele lui Brâncoveanu. Brâncovan. E, turnul ăsta suferă o distrugere pe cât de rară, pe atât de inedită, respectiv e lovit de trăsnet la 1691, pentru că cineva a avusese inspirația nefastă să facă și pulberărie în turn, deci aveau praf de pușcă, un trăsnet lovește cupola turnului și ăsta sare în aer, sperind zdravă în populația capitalei și fiind renovat de către Brâncoveanu cu acest ceasnic care îi reproducea numele, nu mai știu să spun în momentul de față când dispare și cel de-al doilea turn, că ăsta la care ne uităm acum este o formă refăcută, nu este originalul din perioada aceea, se datorează tot restaurării operate de către Comisia Monumentelor Istorice. Treptat în decursul domniilor fanariote, curtea domnească, fiind un spațiu destul de amplu și de greu de întreținut, este treptat abandonată. Domnitoriul Fanarios continuă să fie înscăunat și să rezide aici până pe la 1770. Însă, dat fiindcă starea de degradare a clădirilor ajunsese într-un stadiu destul de avansat, ei încep să se gândească să părăsească perimetrul ăsta și cel care o face în cele din urmă este domnitorul Alexandru Ipsilanti, care hotărăște mutarea curții domnești în apropierea Casei Poporului de astăzi la Curtea Arsă sau Curtea Nouă, deci pe dealul Spirii, în apropierea vechiului amplasament al mănăstirii Mihai Vodă. Curtea aici mai rămân niște birouri ale administrației care încă funcționează, dar devine treptat locul lumii bune, în ghilimele, a Bucureștiului, respectiv vagabonzii, cerșetorii și hoții capitalei, așa numiți de către Mateiu Caragiale, crai de curte veche. Că de aici se pare că vine expresia. Băieții ăștia cunosc niște zile de glorie pe la 1806. În 1806, țara românească cunoștea dinspre răsărit unul dintre marile pericole istorice, rămase în expresia populară prin vorba că pe vremea lui Pasvante Chioru. Pasvante Chioru este un personaj istoric, este vorba de Osman Pasvantoglu, guvernatorul otoman al Vidinului, care, profitând de decăderea puterii centrale în Imperiul Otoman, își croiește un soi de stat semi-independent, considerându-se Napoleon al Balcanilor, o ce glorios. Da, și principalul lui mijloc de subzistență economică erau jaful în țara românească. Este cel care arde Craiova de două ori. Și la un moment dat, în timpul domniei lui Mihail Suțu, se zvonește că pasvangii, cei care, soldații mercenari ai acestuia, se apropie de București. Teroarea pe care o semăna numele lui Pasvantoglu, care era numit mai ales pentru violurile pe care le făceau soldații săi, îi face pe domnitor și pe marii boieri să fugă din oraș și îi lasă inițial apărarea lui Bimbașa Sava, ăla despre care vorbeam noi că a fost ucis în capătul străzii franceze în casele boierului Belu, spunându-i că i-au lăsat și solda pentru arnăuți la o mănăstire din București. Asta descoperă că n-avea niciun fel de ban acolo păstrat și fuge după domnitor, lăsând capitala complet neapărată. Pe de-o parte, din fericire, pasvangii n-au ajuns la București, dar din nefericire, vagabonzii care erau grupați în jurul curții vechi s-au gândit să profite de lipsa oricărei autorități din oraș.
Așa? Din fericire, pazvangii n-au ajuns la București, dar în schimb, craii de la Curtea Veche, scăpați de orice fel de îngrădire a vreunei autorități, au găsit momentul perfect să desfășoare o serie de jafuri și de abuzuri prin oraș. Ba mai mult, intrând în Curtea Domnească, au luat însemnele domnești, respectiv Cuca Domnească, Topuzu, și l-au înscăunat pe un nebun din cadrul lor, ca vodă, vezi, Doamne, domnind o perioadă de jaf și de fel de fel de abuzuri în București vreme de câteva zile, până când un agă turc, având garnizoana la Mănăstirea Văcărești, intră în oraș, zice, ce-i nebunia asta pe aici, strânge mai mulți călăreți, intră în București, îi căsăpește pe vagabonzi, respectiv pe domnitorul înscăunat de ei, îl ridică într-o țepușă mai înaltă decât celălalt ca să se vadă rangul pe care și-l alesese și reface ordinea, dar asta nu înseamnă că mai reface și prestigiul Curții Vechi, care cade în desuetudine și începe să fie parcelată și vândută comercianților, că așa apare, de exemplu, Hanul Roșu în perimetrul ei, dar în schimb, așa cum vorbeam la Curtea Bălăcenilor, pe aici, pe undeva, până în secolul XIX, am fi găsit țepușe în care se înfigeau capetele dușmanilor voievozilor români, respectiv capul lui Ion Vodă cel Cumplit al Moldovei, a stat aici vreme de un an, și capul lui Constantin Bălăceanu, cel ucis în luptă de către Constantin Brâncoveanu. De ce faci? Bun, și am ajuns în proximitatea celui mai vechi han păstrat până astăzi în perimetrul centrului vechi din București, deși are un aspect ușor modificat față de construcția inițială. Este vorba de hanul lui Manuc, numele ne trimite la fondatorul hanului, cel care l-a ridicat la anul 1808, Manuc Mirizaian îl chema pe el, era armean de origine, venea de la Constantinopol și reuși să se-și facă o reclamă în capitala Imperiului Otoman, drept unul dintre cei mai bogați negustori ai vremii. Se pare că avea și un palat la Constantinopol, făcut din scânduri, dar fiecare cui bătut în scânduri asta era bătut într-un ban de aur. Adică omul cam așa se prezentase ca unul dintre cei mai potenți comercianți ai epocii. S-a implicat și în politică și a avut destule de pătimit pe tema asta, pentru că s-a pretins la un moment dat, mă rog, a fost favoritul sultanului Selim al III-lea și a fost nevoit să cam părăsească Constantinopolul după moartea acestuia, dar a venit la București, s-a pretins negociatorul sultanului pentru a încheia pacea cu Rusia, vorbind de infamul pentru noi tratat de la București din anul 1812, în urma căruia Imperiul Otoman, pentru a încheia pacea cu Rusia, care se grăbea să facă lucrul ăsta, fiindcă presimțea invazia iminentă a lui Napoleon, deși fusese victorioasă în războiul cu Imperiul Otoman, rușii se mulțumesc cu puțin, dar puținul ăla este Basarabia noastră, care este cedată de către turci într-o manieră ilegală, pentru că nu era propriu-zis teritoriul otoman care să poată să fie cedat ca atare, era teritoriul unui stat vasal, dar totuși un stat de sine stătător, Moldova. Însă se întâmplă raptul ăsta teritorial și se pare că rolul central este jucat de acest Manuc, care se erijează în postura de trimis al sultanului, ceea ce e evident că în momentul când a ajuns la urechile sultanului a provocat rumoare la Constantinopol și a provocat și trimiterea unui emisar al sultanului însărcinat cu scurtarea cu dimensiunea de un cap a lui Manuc. Din fericire, foarte prevăzător, Manuc Bey, cum mi se mai spunea, fuge din țara românească, o taie frumos în Basarabia, pe care proaspăt o cedase, primește niște moșii de la țarul Alexandru I și se gândește că va duce liniștit acolo o existență îmbelșugată, nu o duce foarte mult timp, că l-ajunge un spion al sultanului care îi toarnă niște șoricioaică în cafea și l-ajută să părăsească lumea asta un pic mai devreme. În București, memoria lui Manuc ar fi trebuit să mai fie legată și de niște case situate în piața Obor, dar care din păcate nu mai există astăzi. Nu este cert pentru unii istorici cel puțin unde s-ar fi desfășurat negocierile de pace, fie la Han, fie în casele de la Obor. Hanul ăsta, deși modificat, încă reușește să ne aducă aminte prin ansamblu său de forma de cetate a vechilor hanuri bucureștene. Trebuie să facem abstracție de ferestrele pe care le are spre exterior. E deja într-o perioadă când nu mai avea sens scopul militar al hanurilor și în incinta lui se păstrează fotografii realizate inclusiv de Ludovic Angerer, care ne arată cum
trăgeau trăsurile și carele cu provizii în incinta hanului, hanul era o lume în sine la momentul respectiv. Adică era o viață de comunitate care se putea aproape autosusține. Și aici, pe lângă prezumptivele negocieri de pace din 1812, au avut loc mai multe întruniri politice, fiind cunoscută o perioadă sub denumirea de Hotel Dacia. Între altele, aici moare pe la 1880 generalul Gheorghe Magheru, a ajuns într-o lipsă destul de mare. Din păcate, între eroii României care e lăsat să moară în condiții destul de ignobile. Și așa cum ne amintește, placheta nu are neapărat o legătură faptul că este amplasat aici. Dar e bine că amintește lucrul ăsta. La 1857, București este prima capitală din lume iluminată cu petrol lampant. Preocuparea bucureșteană pentru iluminatul public, pe care am discutat-o mai pe larg pe Calea Victoriei și am amintit și de plăcuța de aici, a fost absolut lăudabil în ceea ce privește progresul edilitar al capitalei și asta este una dintre etapele cruciale în evoluția sa. Din fericire, hanul a rămas unor urmași ai fondatorului, respectiv, din câte știu eu astăzi, este proprietatea domnului arhitect Șerban Sturza, unul dintre cei mai buni arhitecți restauratori din România și care a avut o contribuție esențială și la refacerea hanului la care ne uităm noi astăzi. El își menține într-o măsură, exceptând comercializarea de bunuri, dar sub aspectul culturii ospitalității își menține rolul său inițial și este unul dintre localurile turistice ale capitalei de astăzi. Înainte să părăsim definitiv perimetrul străzii franceze, să mai amintim că tot pe aici, pe undeva, dar e imposibil de localizat astăzi, că nu s-au păstrat mărturii, și-a început ucenicia și Dimitrie Marinescu Bragadiru, cel care a fondat fabrica de bere, ca băiat de prăvălie la o cofetărie, principala lui activitate fiind aia de a căra cu donița apă din Dâmbovița ca să poată să aprovizioneze cofetăria respectivă. A avut norocul de un afacerist mai puțin venal decât cei de astăzi, care a reușit să vadă atât capacitatea de muncă a băiatului, cât și seriozitatea sa și care l-a făcut asociat și l-a lăsat pe el moștenitor, deși avea copii pentru afacerea asta cu cofetăria, și asta a fost originea dezvoltării afacerii lui Dumitru Marinescu Bragadiru. Acum ne aflăm la un loc care nu prea mai își respectă denumirea, se numea în vechime Piața de Flori. Nu prea mai văd nicio floare în momentul de față. Este una dintre zonele care cunosc faza 2 a dezvoltării comerciale a Bucureștiului, deci după perioada hanurilor, când apar pe de-o parte magazinele universale, dar pe de altă parte încep să se dezvolte piețele ca atare. Aici exista o tradiție comercială și în vremea medievală, aici se găsea pazarul, care este o formă deformată de la bazar, termenul orientar pentru piață. Mi-am dat seama acum că am trecut pe lângă Banca Națională și fiind ocupat cu istoria aia, am uitat să spun că tot pe locul ăla se găsea și celebrul târg al Cucului. Târgul Cucului era un târg sezonier care se ținea mai ales lunea, care cumva dubla pazarul, dar era un târg de mărunțișuri unde puteau să participe inclusiv femeile cu produse de acasă sau femeile care vindeau vechituri. Există până astăzi în română expresia că umbli teleleu. Da. Dar teloaică era femeia care umbla și cumpăra vechituri de la oameni, haine second hand mai ales, pe care le vindea ulterior. Umbli teleleu pentru că astea umblau foarte mult prin oraș ca să strângă marfa, pe care urmau să o vândă în tângul Curcului. Era, cum spuneam, târgul comercianților mărunți. Marele comerț se desfășura aici. Ei bine, aici se face Piața de Flori de la Sfântul Anton, pe un loc care mai înainte avusese o menire mai puțin romantică, respectiv ne uităm în partea dreaptă și se vede că este un monument, un soi de troiță surmontată de o cruce, care amintește de locul unde ar fi fost altarul bisericii originale cu hramul Sfânt Anton. Biserica asta preia hramul de Sfânt Anton, hramul ei istoric este Buna Vestire. Biserica Sfântul Anton originală a fost Biserica Sfântul Anton a Pușcăriei, titorită de un anumit sârb, Enciu, pentru că pe locul ăsta, mai înainte să fie piață, se găsea pușcăria curții domnești. Acum, noi cuvântul de pușcărie îl considerăm așa, de la sine înțeles că se referă la închisoare. Dar nu stăm să ne gândim un pic că nu prea sună la închisoare, ci sună mai degrabă a pușcă. E un cuvânt unic românesc. De ce? Aici era un turn, se numea turnul dinspre nemți. Nu că erau nemți aici, erau niște mercenari germani care îl păzeau, niște soldați germani ținuți cu soldă de către domnitori, și la parterul turnului se găsea arsenalul, se găsea locul pentru puști
puștile la vremea aia, nefiind pușca pe care o ținem noi astăzi, ci tunurile. Pușca se numea sâneață, că o țineai la sân, la piept. Pușca mare era de fapt tunul. N-am prea avut noi tradiție de artilerie în perioada târzie medievală, dar măcar cu tunurile se anunțau venirea domnului, nașterea unui fiu al domnitorului, etc. Ei bine, în schimb, în subsolul turnului se țineau deținuții de drept comun, în timp ce la, în camera superioară, acolo unde și-ar fi scos Rapunzel pletele pe geam, se găseau boierii care îi greșeau lui Vodă și care erau lăsați un pic să se reculeagă în solitudine. E, și la un moment dat s-a asociat ideea de pușcărie, care de fapt este arsenal, cu aia de închisoare și așa se dă cuvântul ăsta românesc, care e unic, în nicio altă limbă nu găsești un termen din ăsta relativ la închisoare. Ei bine, atât biserica cât și turnul. Turnul a căzut de-a lungul timpului, iar biserica a fost distrusă de Marele Foc din 1847 și n-a mai fost refăcută, hramul ei fiind transferat pentru aducerea minte la biserica din stânga, la biserica care păstrează până azi hramul de Sfântul Anton, dar ăsta era rostul inițial al ansamblului de aici. Aici s-au făcut ultimele execuții, ultimele decapitări umane din București și tot aici se petreceau minunatele pedepse din perioada fanariotă, respectiv exista un stâlp anii în familiei, unde erau legați anumiți infractori de drept comun. Pe aici erau purtate femeile adultere întoase cu spatele pe un măgar și purtând la gât un semn care spunea cine face ca mine, ca mine să pățească. Așa, era minunată epoca când, de exemplu, negustorii, că toți suntem în zona comercială prinși cu o caua mică, erau bătuți cu urechea în cuie de pragul propriei prăvălii în momentul când erau prinși că trag la cântar sau că folosesc materii mai puțin calitative decât ceea ce pretindeau ei. Dar se păstrează totodată memoria acestei zone comerciale care se întindea până spre magazinul Unirea, unde erau halele mari și se pare că aici în jos, undeva mai jos de hanul lui Manuc, se găseau și hala de păsări și hala de pește. N-a fost foarte inspirat edilul care a aprobat construirea unor asemenea hale în plin buricul târgului și, drept urmare, în timpul domniei lui Carol al II-lea, date fiind repetatele reclamații că, bă, face micter, murim cu zile, miroase asta de zmute nasul. Îți poți imagina vara cum miroase o hală de pește în centrul orașului, sunt demolate. În schimb, halele mari care se găseau chiar pe locul magazinului Unirea durează până în timpul dictaturii lui Ceaușescu și este regretabilă demolarea lor, pentru că, dincolo de scopul comercial, erau și niște monumente de inginerie, erau niște hale de dimensiuni impresionante, realizate din fier forjat, care e păcat că au dispărut în prezent, la fel cum a dispărut în ansamblul centrului vechi o stradă care amintea de o altă profesie astăzi mai mult uitată, strada Băcani. Băcaniu, cum vorbeam în dreptul Palatului Regal, era una dintre instituțiile absolut necesare pentru bucureștenii de altă dată. Erau cei care țineau așa numitele magazine mixte și am explicat în turul de acolo ce însemna expresia cu burtă verde. Așa, și acum intrăm pe o altă stradă care amintește de o breaslă și de data asta are șoc și groază un termen maghiar. Este strada Covaci. Covaci în maghiar înseamnă fierar. Suntem pe strada potcovarilor și a celor care lucrau în general metalul. Bine, și strada asta are o istorie, pentru că nu vom merge pe ea până să pornim, o să vorbim și de strada Șepcari, de strada de lângă. Asta este una dintre străzile care, în comparație cu strada Ișlicare, actuală franceză, arată tranziția modei de la Ișlic, de la pălăria orientală, la șapcă. Șapcă nu e ceea ce înțelegem noi astăzi neapărat aia cu cozoroc, ci șapcă este cuvântul polonez pentru pălărie. Deci este momentul când se face tranziția de la acoperămintele de cap de modă orientală la cele de modă apuseană și ajungem ușor-ușor la pălăria cu boruri, care a fost caracteristică perioadei Belle Époque și după aceea în perioada interbelică. Deci asta este strada Șepcari, unde funcționează până astăzi, eu nu-i fac reclamă, dar are probabil cel mai original nume din centru vechi, respectiv restaurantul Lacrimi și Sfinți, urmând un titlu al lui Emil Cioran, deschis de către poetul Mircea Dinescu. E o chestie pe care cred că am mai ies și în tururile cu voi. Talentul poate să-ți placă, poate să nu, dar îl recunoști. E un poet de real talent și unul dintre dizidenții, se pare, sinceri din perioada regimului comunist și totodată unul dintre puținii promotori autentici ai turismului în România prin portul cultural pe care l-a deschis la cetate. Este una dintre puținele porturi de la Dunăre românești care încă sunt active și restaurantului urmează în mare parte bucătăria cu specific românesc. Da, mai este restaurantul. Nu știu că este, dar am înțeles încă nu. A, nu știu dacă mai e în posesia lui sau ba, dar urmează cumva tradiția culinară pe care a promovat-o în cadrul emisiunii Politică și Delicatețe.
ceasuri, pe care cred că încă o are la televiziunea națională. Da. În schimb, clădirea din partea stângă, care ne prezintă niște medalioane de figuri renascentiste, așa foarte interesant în perimetrul centrului vechi, să vezi niște figuri din Italia secolului XVI, este celebra cafeneaua veche, stă pe una dintre cele mai vechi pivnițe cunoscute din București, este o pivniță din secolul XVI, care se găsește dedesubtul clădirii ăsteia, deci este o pivniță din perioada edificării curții vechi de către Mircea Ciobanu. Și tot aici, dacă am înțeles eu bine, unii m-au contrazis, dar nu mi-au spus exact unde s-ar găsi dacă nu este aici, se pare că s-a aflat în posesia lui Fanes Poitoru, celebru interlop din anii 90-2000, și că aici este locul unde s-ar fi lansat primele manele în București. Aici au învățat să cânte Adrian Copilu, Minune, Vali Vigelie și alții. Nicolae Guț, alții care au pornit trendul cu manelele în capitală, aici cântau prin anii 90. Dacă cineva poate să-mi confirme sau să-mi infirme și să-mi dea locația bună, bucuros. E, culmea, ca să vezi asociere interesantă de, tot aici, așa cum se vede pe fațada magazinului ăsta, au lucrat la redacția Timpul după ce s-au mutat de pe Lipscani, Mihai Eminescu și colegii săi. Și tot aici se pare că exista un loc unde mai în vechime și-ar fi citit ei unele dintre creațiile literare pe lângă locuința lui Titu Maiorescu și sediu Junimii. Strada Covaci, evident că era o stradă de meșteșugar, dar treptat ăștia ies din us pe măsură ce dispare nevoia de cal în transportul public. Și devine treptat una dintre străzile folosite de pentru localurile din București. Este una dintre străzile unde și-a desfășurat afaceri și Caragiale. Caragiale, după ce a fost revizor școlar și funcționar la Ministerul Monopolului Statului, cred că, funcționar de stat oricum, s-a apucat să fie berar pe la 1890 și a deschis două berării în centru vechi, una pe Gabroveni, una pe Covaci. Lăsăm la o parte berăria Gambrinus, care era în proximitatea căii Victoriei. Nu i-a mers foarte bine, dar omul a încercat și avea și un nume interesant, că Bere Bibenti, venind de la... era o parodie la celebra medalie Bene Merenti, pe care o dădea monarhia română pentru merite, inclusiv în domeniul cultural. De asta îi spunea Caragiale lui Fiusu, că tată, noi de-aia avem capul plat de la câte butoaie de bere a încărat pe ele. În urma falimentului s-a retras în cele din urmă la Berlin, unde a și murit în anul 1912, dar ne purtăm pe străzi pe care ar fi venit și generația asta a scriitorilor de la Junimea să-și petreacă timpul liber. Și totodată ne apropiem de locul la Covaci numărul 3, deci undeva pe partea dreaptă, dar ceva mai în față, unde s-ar fi găsit, nici clădirea nu mai este aceeași, unul dintre cele mai celebre restaurante ale Bucureștiului, Antebelic și Interbelic, cunoscut datorită unei dintre cei mai de succes pamfletari pe care i-a cunoscut publicistica românească Nae Orășanu, drept restaurantul La o idee, proprietatea familiei Ionescu, cel mai celebru proprietar fiind Iordache Ionescu, care îl moștenește de la unchiul său. La o idee este o metaforă pentru la o țuică. O idee era considerată în lumea gazetarilor bucureștini de altă dată, țuiul de țuică care îți dădea inspirație, îți dădea idei propriu-zise. Mi se pare că avem în stânga și Muzeul Chiciului din București. Sau pe aici pe undeva era, dacă nu mă înșel eu. Uite, numărul 3. Ăsta este locul unde s-ar fi găsit restaurantul ăsta La o idee. Datorită pamfletarului Nae Orășanu, Iordache Ionescu și-a făcut un meniu foarte fantezist, în care gheața era cremă de Siberia, iar vinul servit cu baterie de borvis rece, deci de apă minerală, era numit baterie. Exact așa. Făcând aluzie la tunari, la obuzele folosite în artilerie. Totodată, restaurantul se remarca prin niște condiții destul de interesante, în sensul că avea tavan de sticlă mobil, care se putea trage cât era vremea frumoasă și putea să acopere când venea ploaia. Era loc frecventat de poeți în perioada Junimii, Eminescu, Caragiale veneau să servească masa aici. Potrivit tradiției, aici s-a inventat micii. Patronul localului, pentru că avea vad și avea o clientelă foarte numeroasă, se trezește spre stupoarea lui într-o seară că nu mai are maț să umple cârnații. Avem niște denumiri delicioase pentru cârnații în perioada veche. Cârnații subțirei, aia usturoiați și piperați, se numeau trandafiri. Așa cum sunt cârnații?
Așa, se mai cheamă și astăzi. Ăia mai gros se numeau patricieni. Bine, la un moment dat, care o fi fost originea denumirii astea de față de clasa nobiliară din Roma, mă depășește, sincer. Posibil să fi fost tot mâna lui Orășanu. Orășanu este un tip uitat pe nedrept astăzi în istoria bucureșteană. El a avut un condei foarte bun și are și niște anecdote din perioada veche a Bucureștiului care sunt savuroase până în prezent. Ei bine, Iordache Ionescu constată într-o seară că a rămas fără mațe să umple cârnații subțiri și pentru că exista lume flămândă în local care protesta, în disperare de cauză, pune umplutura fără să o mai bage în maț, o leagă cu un pic de bicarbonat de sodiu și o pune pe grătar. Și atât de mare succes are, ca să fie diferențiați de patricieni, cârnații mici chiar așa erau numiți, mici. Și de aici vine denumirea de mititel, unul dintre cele mai populare preparate din gastronomia românească până în prezent. Acum, să ne mândrim că am inventat noi așa ceva, ar fi un pic deplasat, că există shish kebab în diferite forme de când e lumea. Era menționat în Persia Antică, dar oricum face vedetă și mai mult decât atât, domnul Iordache Ionescu știe și ce aia publicitate și puterea ei. Drept urmare, merge la una dintre primele expoziții internaționale la care participă românii la Paris, prezentându-și producțiile gastronomice care, potrivit unui memorialist al vremii, explicau de ce eram între principalii clienți al băilor sulfuroase de prin Europa, când ne duceam să ne tratăm de ficăței după aia. Așa, și totodată prezintă unul dintre cele mai populare tarafuri ale epocii, taraful lui Cristache Ciolac, care făceau la vremea aia voga Bucureștiului. E un loc unde gazetăria s-a tot făcut și s-a tot scris până aproape de finalul celui de-al doilea război mondial, când în cele din urmă dispare prăvălia aceasta, unde au mâncat Eminescu, Caragiale, că îl vedem cu o berărie care aduce aminte de el alături, și unde s-au născocit, să zicem, unele dintre preparatele culinare care au făcut cumva imaginea caracteristică a bucătăriei românești de altă dată. Acum o să trebuiască să facem un mic ocol și cred că e mai simplu să ne întoarcem pe Lipscani, așa ca punct final pentru turul de astăzi. Am rezervat probabil locul cu cea mai mare însemnătate istorică. E greu să faci o departajare, oricum Curtea Veche concentrează sute de ani de istorie a țării românești, dar se spune că este locul care a concentrat așa personalitățile care au dat unul dintre cele mai importante momente istorice din perioada modernă a României. Este vorba de locul unde funcționa fostul Hotel Concordia, cel în care s-a convenit în noaptea dinspre 23 spre 24 ianuarie 1859 ca Alexandru Ioan Cuza, deja ales domn în Moldova, să fie ales domn și al țării românești și în felul ăsta să se pună puterile garante, cele care impuneau al Constituția, să zicem, principatelor românești, în fața faptului împlinit că, deși nu se admita unirea, țările aveau un singur domn, drept urmare avea un guvern unic și în felul ăsta s-a anticipat perioada unirii. Unirea nu este numai un coniac prost, este și un eveniment istoric și a fost una dintre marile campanii de publicitate desfășurate la momentul respectiv de către pionierii literaturii și muzici în România, respectiv Vasile Alexandrii a compus Hora Unirii, al coniac prost, Hai la Milkov cu grăbire. Dar Milkovul era totodată râul care dădea granița între cele două principate, să-l secăm dintr-o sorbire ca să treacă drumul mare peste a noastră vechi hotare. Și muzica este compusă de unul dintre primii noștri compozitori, chiar dacă de origine străină, Alexandru Flechtenmacher. Este cel care alcătuiește muzica unuia dintre marile șlagăre ale perioadelor de altă dată, reușind în felul ăsta să popularizeze în inimile tuturor românilor ideea unității noastre naționale. Și după aceea este spectaculos de câte ori reprezentanții culturii au pus osul, că vorbeam mai devreme, în zona Șelariului, de Anton Pan și de imnul național. Putem să amintim și de Ciprian Porumbescu, care, deși n-a pus vreodată piciorul în București, a compus melodia pentru Pe al nostru steag. E probabil cea mai cunoscută melodie dedicată tricolorului românesc. Și de numeroase opere literare, pornind la Eminescu și la alți scriitori români, care au promovat unirea tuturor românilor și care au mers pe un criteriu naționalist pozitiv, adică nu înțeles ca un naționalist xenofob, care spune că noi suntem miezul și restul sunt vai de mama lor, ci pur și simplu dorința de a obține unitatea și... Un nou episod, Doamne!
Salutăm, mulțumim frumos! De a obține unitatea și prosperitatea propriului neam. Suntem înapoi pe strada Lipscani. Deci, cum spuneam, dacă ar fi să luăm situația actuală a centrului vechi, principalele lui artere nord-sud este strada Șelari, care urcă de la barieră și se termină la Biserica Sfântul Nicolae, și est-vest este centrul lui dintotdeauna, asta merită menționat. Lipscaniu a fost dintotdeauna inima centrului vechi al Bucureștiului, principala arteră comercială, continuată și dincolo de Calea Victoriei prin strada Lipscanii Noi. Lumea e destul de colorată și probabil că a fost așa dintotdeauna. Și asta, mergem să reușim să vedem și locația asta de la Hotel Concordia, care consfințește existența până astăzi a importanței istorice a centrului vechi. Centrul vechi a fost locul unde s-a dat moda în București, locul unde s-au modificat criteriile urbanismului, fiind primul loc de aglomerare urbană, primul loc unde spațiile au costat scump pentru construirea caselor, locul receptiv la anumite influențe arhitectonice, dar adaptate la specificul celulei pe care o reprezenta, a fost dintotdeauna centru financiar al țării și până astăzi instituțiile principale financiare sunt aici. De altfel, Cezar Petrescu, în scrierea Calea Victoriei, compară centru vechi și cu bulevardele din nord. Exact, Calea Victoriei este un copac, rădăcinile merg în centru vechi, de acolo se trage seva banilor și după aia mari latifundiari sunt cocoțați pe ramuri prin bulevardele din nord, prin locuințele luxoase pe care le ocupă. Deci este inima Bucureștiului. Nu doar din punct de vedere istoric că este zona cu cea mai veche locuire atestată documentar, ci prin simplu fapt că a concentrat forța economică a țării. Asta explică, cum spuneam mai devreme, și menținerea rolului Bucureștiului de capitală a țării, că spre deosebire de alte capitale care sunt impuse administrativ, cum e Washington DC, de exemplu, în Statele Unite, Ankara, în Turcia, Brazilia, Bucureștiul este capitală fiindcă este cel mai important oraș al țării. Degeaba s-a vehiculat, de exemplu, un interbelic mutat la capitala la Brașov, ca să fie în centru geografic al țării, pentru că Bucureștiul concentrează principalele energii economice. Este singurul oraș, probabil, din România sau unul dintre puținele, a cărui populație e în creștere, în ciuda declinului economic al țării, pentru că el concentrează principala piața locurilor de muncă. Și centrul vechi, cumva, este ilustrativ, să spunem, pentru această importanță economică a orașului. Așa, în istoria recentă, acum vreo 12 sau 14 ani, probabil că ai fost martorul la asta, a avut loc o decopertare aproape generală a centrului vechi, s-a săpat pe majoritatea străzilor și s-a realizat o reamenajare. Cât de bine a fost făcută, nu stau eu să comentez. Ceea ce este însă regretabil e că s-a pus foarte mult accent pe partea de Horeca, pe partea turistică și aproape că s-a ignorat aproape total partea istorică și partea culturală. Nu te împiedică nimic să-i prezinți unui străin care vine să viziteze centrul vechi și câteva informații privind istoria ta națională, adică să-l faci pe omul ăla conștient, așa cum se întâmplă de altfel în majoritatea capitalelor europene, că băi, aici este centrul istoriei Bucureștiului, de aici pleacă multe lucruri, de aici pleacă multe influențe. Și uite, dacă tot ai venit să bei, să te simți bine pe aici, nu strică să afli și câteva informații. Acum am constatat împreună cu tine un fapt îmbucurător, mergând pe străzile centrului vechi, că măcar clădirea asta a hotelului Concordia, care era într-o stare deplorabilă până acum câțiva ani, a fost renovată, chiar dacă nu este semnalizat ca atare, dar pentru oricine dorește să meargă să vadă, este pe strada Smârdan, că tot aminteam de războiul de independență, strada asta s-a numit Ulița Nemțească mai înainte, pentru că era locuită de niște comercianți nemți și s-a numit Smârdan după 1878, amintind de luptele armatei române din Bulgaria. Clădirea din stânga, clădirea albă, este... Da, eu subliniază la fix, este clădirea hotelului Concordia, cel unde reprezentanții politici din Țara Românească și Moldova, reuniți clandestin, au hotărât, cum spuneam, alegerea lui Alexandru Ioan Cuza. Mai multe personalități politici, între care Lascăr Catargiu, s-au retras din cursa pentru tron, fiind conștienți că au nevoie de alegerea comună a lui Cuza pentru a asigura unitatea țării. Este perioada oamenilor care încă aveau conștiință națională
și care, trecând peste interesele și antipatiile lor personale, reușeau să vadă treaba asta, interesul național, și reușeau să-l urmeze în niște condiții altfel destul de dificile. Asta poate fi așa, în câteva ore, istoria pe scurt a centrului vechi. Așa cum am spus, aici este vorba de o istorie pentru pasionați. Fiecare casă de aici are o istorie. Unele sunt mai greu de descoperit pentru că este muncă de arhivă. Nu este muncă, nu este cuprinsă încă istoria asta în paginile unei lucrări care să fie general accesibile sau cel puțin să fie accesibile din bibliotecă. Aici cere cercetare specializată, cere cercetare de arhivă, dar sunt convins că va fi și o recompensă pe măsură dacă se va reuși realizarea unei istorii unitare a centrului vechi. Noi, momentan, am făcut cât am putut. Mulțumim tare mult! Cu mare drag! Pe data viitoare! Cu siguranță!